Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la știrile Moldova Sport. Campioana mondială și europeană, Spania a început cu stângul evoluția la campionatul mondial din Brazilia. Discipolii lui Del Bosque au suferit o înfrângere usturătoare cu scorul de 5-1 și și-au complicat serios situația în grupa preliminară B. În alt meci, selecționata din Chile a surclasat cu 3-1 lotul național al Australiei. După prima rundă, clasamentul grupei preliminare B arată incredibil. Conduce Olanda cu 3 puncte, urmată de național la ciliană cu același număr de puncte. Pe locul 3 se află Australia, iar spaniolii, ca într-un coșmar rău, sunt pe ultimul loc cu 0 puncte și cu un gol averaj negativ de 4 goluri. Mexic a obținut prima victorie la un campionat mondial împotriva unei selecționate africane, învingând naționala Camerunului cu 1-0. Ironia sorții, localitatea care a găzduit meciul dintre reprezentativele Mexicului și Camerunului este supranumită orașul Soarelui. Deschiderea campionatului mondial de fotbal a stârnit critici din partea microbiștilor. Cel mai așteptat eveniment din lumea fotbalului s-a bucurat de discuții înflăcărate pe rețelele sociale. Echipa Moldova Sport a pregătit cele mai interesante amănunte din spatele cortinei spectacolului fotbalistic din Brazilia. Prima zi a Cupei Mondiale a culminat cu confruntările dintre greviștii din transport și polițiști. În capitala Braziliei au fost vandalizate de către 7 sportive amatori din Republica Moldova participă la competiția Mountain Bike Brașov, prima etapă din cadrul seriei Triada MTB 2014 desfășurată în România. Peste 300 de sportivi din România, Ungaria și Republica Moldova se vor alinia la linia de start a competiției Mountain Bike Brașov XM, ce se va disputa în acest weekend în România. Bakary Sagna, fundașul Arsenal Londra, se transferă la campioana din Premier League, Manchester City. Informația a fost făcută publică de site-ul oficial al clubului din Manchester. Bakary Sagna, fotbalistul naționalei Franței în vârstă de 31 de ani, a parafat un contract de 3 ani cu cetățenii. Febra campionatului mondial de fotbal obligă în altele oficialități ale lumii catolice să-și mărturisească susținerea pentru echipa favorită. Cel de-al 266-lea episcop al Romei, Papa Francisc, cunoscut drept mare iubitor al fotbalului. Cel mai așteptat spectacol fotbalistic de pe Mapamond, campionatul mondial a început aseară în Țara Cafelei, unde iau parte cele mai bune 32 de selecționate ale lumii. Brazilia este pentru a doua oară în istorie gazda campionatului mondial de fotbal. Tradițional, înainte de începerea celui mai mare eveniment din lumea fotbalului, se fac pronosticuri încercându-se să se ghicească ce țară va câștiga turneul final. Oficialii moldoveni au favoritele lor pentru acest turneu. Cea de 20-a ediție a campionatului mondial de fotbal are deja primul pronostic. Chiar dacă este greu de crezut că este fan al sportului cu balonul rotund, previziunea vine din partea unei broaște țestoase. Schimbări majore la Milsami. Orhenii au anunțat numele noului antrenor principal și staful tehnic. Echipa s-a reunit pe 11 iunie și a început pregătirile pentru sezonul 2014-2015. Clubul de fotbal Milsami Orhei și-a prezentat oficial noul antrenor. O comportare meritorie au avut sportivii moldoveni la campionatele mondiale de triatlon forță care s-au desfășurat în orașul german Düsseldorf. Titularii selecționatei Moldove, alcătuită din 2 fete și 13 băieți, au obținut 43 de medalii. Nadejda Surugiu și Mihaela Bui au debutat la o competiție de mare amploare și s-au manifestat plenar. Sezonul 2014 al campionatului de Formula 1 nu s-a dovedit a fi pe placul fanilor sporturilor cu motoare. Suporterii au manifestat lipsă de interes față de întrecerea automobilistică în primele 5 etape ale campionatului. Audiența Formulei 1 a scăzut practic în toate țările în care se dispută Grand Prix-urile campionatului mondial. Unul dintre derbiurile campionatului mondial de fotbal care se va disputa între Portugalia și Germania se pare că va fi unul cu ghinion pentru marele star al lusitanilor, Cristiano Ronaldo. Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo are probleme grave de sănătate. La antrenamentele echipei acesta a purtat o pungă de gheață. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile acestei ore la Moldova Sport. Rămâneți alături de programele noastre și în continuare ne găsiți și pe moldovasport.md. O zi inspirată să aveți în continuare. La revedere!